Ne bucurăm de spus că ai dat click pe un nou video de-al nostru astăzi, după ce am dormit o noapte cu cortul, și o să vă lăsăm câteva imagini din noaptea precedentă, cum am făcut cortul, cum am făcut dimineața baie, dar cel mai important e că astăzi merem să vedem cel mai fotografiat castel din Germania, cred că cea mai fotografiată clădire de altfel, și așa că rămâneți până la final să vedeți cel mai interesant castel făcut de Ludwig. Ok, am ajuns pe locul de camping. Am întâlnit probleme. Nu știm să facem cortul. Eu o să fiu cu planul. Să vă zic ce scrie aici. Aici avem harta. Asta e altă hartă. Avem internet pe tot plațul. Ideea este... prima noastră excursie cu cortul. Eu i-am umplat la Virgil patul, iar Virgil mi-a umplat mie patul. Pentru că suntem foarte entuziasmați, n-am apucat să filmăm fiecare pas. Dar o să încercăm de acum înainte. Și aici stau socri. Arată-le și masa. Acolo e sufrageria. Aduce așa fut, te rog. Deci, trebuia să nu umflăm saltele astea și noi le-am umflat și tocmai s-a întâmplat o peșică. Ce să fac? Deschid și mă pun pe ea? Că m-am pus pe... Pune-te așa pe ea. Păi, da, dar cred că trebuie deschis țumbrușul ăsta. Pune-te și vedem ce se întâmplă. Și dacă se sparge? Hai, pune-te că nu se sparge. Nu ești tare deasupra. Aici mașina. Virgil umflă barcuțica. Vesele sunt pregătite. Patul este gata. Se asortează lenjeria de pat cu cortul. Era să fac dorim aici. Da. Noroc. Sănătate. No? Cum e cu cortul? Foarte bine, ați fost mușcat de vreun țânțar? Nu, încă, dar aștept mușcătura lui din tot sufletul, pentru că eu am ceva împotriva lui. Am pălincă de prună. Was one of the greatest innovators. The note went right. Cum e în cod, iubita? Fain, tocmai facem bazar umoristic, integrame continuat de la tata. Tu, ce părere ai, domnule? Microfonul astăzi este becul? E până acum cea mai... una dintre cele mai tare aventuri, sincer. Experiență. Recomandăm mersul cu cortul, yes! La noi în cort de dezastru. Nu vă luați corturi mari dacă vreți să nu fie dezastru. Ii, masa cu bună. Noapte în lac pentru prima oară. Weekendul acesta. Hai, prinde-te repede de mâna rusă, pot? Bun. Te ține? Da. Nu mă trage, nu mă trage în felul. Hai să facem folgă. Da. Cum a fost? Prima noapte în cort?
Super! Final reușește și Virgil să-și ridice jucărica și așa o să poată să filmeze câteva imagini cu munții din Schwangau și cu renumitul castel. Am găsit loc de parcare, acolo 8 euro costă parcarea pe zi. Timi a luat în față cu socrii. Și îi dăm la deal acum. Cât avem de mers? Imediat. Vreo 40 de minute, cred. Dar e super până sus. În spate e Hohenschwangau, alt castel. Unul vis-a-vis de celălalt. Castelul se vede în depărtare cu căluții. Nu! Cum să chinuim cai? Chinui cai. O remarcă pe care o putem face urcând la castel este că nu mai este așa de multă lume. Stai să vedem acolo. Dar cel puțin pe drum nu mai este. Sute de oameni. Dar mai avem un pic, nu mai mult, mai un pic. Ajungi la renumitul castel, care este foarte maestos și mergem să vedeți peisajul minunat. Mai avem puțin tel, o luăm pe aici, pam pam. Super vreme, nici prea cald, nici prea frig. Acolo undeva la lac am fost noi campați. Da, cu intre din Bäumen, siehst du durch den einen unteren Baum siehst du was silbernes glänzt an dem weißen Holz. Pause. Ce să și facem? Pause, pause. Aici mergem acolo. Nu se poate intra tot pe aici. Am ajuns și la castel într-un final. E mișto, e destul de multă lume totuși aici. Probabil că și din cauza corona. Dar nu se poate intra înăuntru. Da, din cauza corona trebuie să aștepți până
ies toți și abia intră grupul următor și pe grupuri și cel mai nasol e dacă ții bilet că nu ai ce vedea și cred că ai de așteptat foarte mult. Ai ce vedea, dar nu prea merit. Nu prea are drept cu nimeni să intre până nu iese. Nu, eu zic în general. Nu ai ce vedea. Nu e ca și... La Linderhof a fost... Chimze. Herrenchimse? Unde era când la Brola Unic? Herrenchimse. Na bun, haideți la pod, hai că... Bun, și de aici plecăm mai departe. Am intrat înăuntru și de data asta nu o să mai intrăm. Și nici foarte, nu foarte recomandăm chestia asta. O să luăm acum către Maria Brücke, podul Mariei. Ok. Și mi face o poză la socrii. Și acolo cred că se vede și castelul pe fundal. Nici noi n-am apucat să mergem acolo niciodată. De aia ne dorim foarte mult să ajungem. Sincer, ori drumul ăsta mai îngust, adică cu siguranță e mai îngust. Dar mi-e ușor că mai multă lume merge la podul Marie decât la castel. E nebunie, stați să vă arăt ce nebunie în față. Și și în spate e nebunie. Și în spate e nebunie. Și nu vreau să știu cum e pe pod acum. Aici a fost o intersecție unde se văd castelele unul vis-a-vis de celălalt și un loc de făcut poze, acum îmi bate soarele maxim în ochi. E incredibil ce coadă e aici. Probabil că știu în cauza corona, nu știu, noi n-am fost niciodată, dar acolo începe și nu știu unde exact e podul, dar trebuie să ajungi. E mult de stat la coadă, noi nu cred că vom sta la coadă astăzi. Dar ce facem? Stăm sau nu stăm? Nu, zic să nu stăm. Dar de ce nu? Adevărat că e mult, dar și piciură și toată. Am pierdut și bușul. Nu, că ăsta nu merge înapoi jos. Dar băi, ai făcut. Da, am decis că nu vom sta la coadă, așa că ratăm și de data asta podul, din păcate. Dar o să caut niște poze pe internet și o să vă pun să vedeți ce frumos se vede castelul de acolo. Cred că vom merge la Hohenschwangau. E celălalt castel vis-a-vis de ăsta. A, da, o luăm pe partea asta, haideți. Avem 30 de minute. Și de aici, de la pod, am luat-o să mergem înapoi și după aia prima la stânga. Și o luăm prin pădure. Până la Hohenschwangau, celălalt castel de vis-a-vis, ai de mers de aici de sus, de la Marienbrücke, vreo jumătate de oră, dar numai cobori. Deci până acum nu am coborât. Toate că Timi e de acord cu chestia asta, dar nici călăștile cu cai nu mai sunt ce-au fost. Fiindcă sunt hibride. Hai că putem along Auxer. Da. O nouă dezamăgire astăzi aici sus. Pe o altă parte. Nu se poate decât pe o altă parte. Hai să vedem dacă putem să ne dăm cu hidrobit. Așa că nu știu ce vom mai face noi pe aici.
Mergem, eu îmi doresc să mănânc o clătită, asta știu că îmi doresc, iar Timi se mai gândește dacă îmi va face rost de o clătită. Cel mai probabil vom mai merge la lac și după aia într-un alt oraș, nu? Da, Füssen. La recomandarea prietenului nostru Doru. Mulțumim, vedem noi dacă e de fain sau nu. Ne îndreptăm către Alpze, lacul Alpze este la poalele castelelor, să zicem așa, pe română. E acolo în față. Și mergem să vedem dacă putem închiria o hidrobicicletă să ne plimbăm puțin pe lac. Aici în spatele meu este Muzeul Reginei Tereza, parcă, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel. Și se află fix lângă lac, lângă Alpenze. E superbă zona, sincer, cu cele două castele, cu lacul. Cam atât de la noi, Schweinstein, cu siguranță vă recomandăm să veniți, e super, e da. Super frumos, într-adevăr, am fost și pe lac. Noi am mai fost de mai multe ori, dar de 2 ani cred că n-am mai fost. Ba mai mult, aici am cerut-o pe Timi acum câțiva ani, de soție, o să vă las un link în descriere cu cererea în căsătorie. Poezie cu cererea. Da, de data asta am fost și pe lac, din păcate nu am reușit să ajungem nici acum pe podul Maria, sau cum o cheamă, și ne pare foarte rău, sincer, dar era o coadă mult prea mare, probabil că pierdeam toată ziua numai să stăm la coadă. Așa că nu uitați să dați un like și vă mulțumim că v-ați uitat. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final.